Părerea aveți, domnul? Îl iau mâine? Nu prea te descurci. O, slab, la traseu, caz sigur. Păi și ce putem face? 1000 de lei și se rezolvă. Dar vezi, nu află nimeni de asta. Ai adus banul? Da. Ia. Da. Nu vorbești cu nimeni, deci asta rămâne între noi, eu îți garantez, treaba nu e ok. Suspectul a plecat de la General și se îndreaptă pe Basarabe către IFR. Reluăm suspectul din spate. Recepționat. Recepționat, îl preluăm. Se apropie. Care este poziția suspectului? A ajuns în zona patinoarului din Galați. Se îndreaptă către bariera Traian. Să fie pregătite echipaj de la poliția rutieră în zona barierei Traian pentru a putea să-l blocăm. Recepționat. Toate echipajele își procedeze la blocarea acestuia în trafic. Aoleu, poliția! Există cuiva la poliție, fie! Deschide ușa! Nu e pe volan! Ce aveți, frate? Păi stați, mă, un pic, mă! Ce ești, instructor? Da! Ar primi vreo sumă de bani astăzi? Da, dar nu am... De la cine ai primit banii? Elevul care dai banii de taxe, de școlarizare, n-au... Cât bani sunt acolo? 1000 de lei. Ce, tăia chitanții? Ai dat taxe pe bani? Păi acum merg la școală să-i dau... Hai, în continuare la parchet. Nu, stați un pic așa, cum nu-i... Nu, nu-i, permisul de conducere se ia și fără șpagă. Nu da, nu primi șpagă. O campanie a Direcției Generale Anticorupție.